69 plus, dar par mai tânăr cu vreo 3 săptămâni așa. Mi-am dat seama că de asta cred că o să fac, pentru că am descoperit că există niște lipsuri și cine știe, nu sunt sigură de faptul că vor fi umplute sau nu. Și dacă e un lucru cu care mă confrunt în facultatea asta și, de fapt, în viața de zi cu zi, pe drumul ăsta de a fi actor, e să nu-ți fie frică să fii vulnerabil. Asta este ultima mea șansă și de asta am și, fiind vorba despre timp, ca să fac așa o, zic, mă gândesc la un fumător. Eu sunt la Chiștoc și din Chiștoc trebuie să tragi adânc, așa, tare, știi, că ești pe final. Și mă bucur că dacă nu am prins atunci, ar fi, știu, știți, toată lumea știe, școala de teatru și profesorii de atunci, eu acum sunt, a fost, sunt elevul unui urmaș al marilor profesori de atunci. E vorba de domnul Ivașcu, care a fost asistentul profesorului Demrădulescu. Și asta mă, chiar mă bucură și, deci înseamnă că sunt acolo unde trebuie. Teatrul e un microb, clar, adică cine a fost atins de chestia asta știe despre ce vorbesc. Deci ăla, dacă intră odată, nu mai iese. Mă bucur că s-a întâmplat chiar și acum, deci ceea ce este adevărat, că deci se poate oricând, pur și simplu. Din punctul meu de vedere, în istoria școlii noastre, împrumută unul de la celălalt, de fapt, experiența umană. Nicolae vine cu o experiență umană, slavă Domnului, pe care o admir. Și întotdeauna am spus că am admirat ideea că eu, la experiența de viață pe care a avut-o, probabil cu dezamăgirile, cu încercările repetate și poate uneori nereușite, a avut un curaj pe care nu l-aș fi avut. Și o spun cu admirație. Până la urmă, teatrul este o familie. Într-o familie ai nevoie și de Romeo și Julieta, dar ai nevoie și de părinți. Și cred că aici, în formula asta, așa cum am gândit-o, seamănă cu o trupă de teatru. Omul mă interesează. Adică ei trebuie să-mi spună acea poveste din spatele minunatelor cuvinte al lui Mihai Eminescu sau oricare autor, amintindu-și de ei când au avut și ei o Veronica Micle și au trecut pe lângă plopii fără soț și toți, vrând nevrând, oricât de neexperimentați suntem în adolescență, am avut și noi o Veronica Micle. Nu s-au uitat la noi și atunci... Am stat la actorie pentru că așa am simțit. Nu, eu iar nu pot să spun că am avut chestia aia de, domnule, eu de mic copil, când m-am născut eu de la 5 ani, nu am vrut decât să fiu pe scenă. Nu, nici pe departe, mai ales că eu am crescut la țară, deci, lergat pe islaz și pe așa, m-am hrănit cu mămăligă și lapte și așa mai departe. Adică știu ce înseamnă, cam atmosfera din Moromeți, așa, eu sunt de la câmpie de undeva. Chestia asta cu teatrul a apărut mult mai târziu, așa, după, în perioada liceului, așa, chiar după liceu, ascultam teatru radiofonic și atunci m-am îndrăgostit de teatru radiofonic, marele voci ale teatrului radiofonic, așa, mulți, mulți. Profesia asta, a fi actor, înseamnă posibilitatea să fii oricine, așa, adică să faci ceea ce nu poți nici măcar să visezi în viață. Am picat atunci, în anii aia, cum v-am spus, și mi-am văzut de viață. Da, am fost consilier juridic la o firmă, la mai multe firme, că așa. Am ieșit la pensie și, într-adevăr, aici o chestie, imediat după pensie, pentru că eu deja am 2 ani de când sunt la pensie, nu știu cum s-a întâmplat, asta a fost un... Eu am avut un rest, eu sunt un om sănătos, avantajul meu este totuși că nu am 95 de kg, 113 kg, adică, ați observat, eu mă mișc cât de cât bine cu colegii mei. Mă rog, nu mai pot avea plastica aia, așa. Și am avut o problemă, singura mea problemă de altfel, și anul ăsta, în vară, am făcut o operație de triplu bypass, se numește, deci o operație destul de, mă rog, în zilele de astăzi nu mai e o problemă, dar, mă rog, unii spun, mai dificilă.
Și cu ocazia asta am zis, dacă după ce, dacă dă Dumnezeu și iese totul în regulă, dau la actorie. Căminul e cămin, da, pe nu vă închipuiți că acum, nu știu cum arată căminul de la, așa, e cămin ca oricare cămin, doi camere, ai ce trebuie acolo, mă rog, la modul strict necesar. Și, adică eu nu fac nicio problemă cu chestia asta, m-am obișnuit, sunt, știi, adică te adaptezi acolo unde se cere. Dacă trebuie să faci lucrul ăsta, îl faci.